Pânza Charlottei de E. B. White. Capitolul 1. Unde se duce tata cu Barda? O întrebă Fern pe mama ei, în timp ce puneau împreună masa pentru micul dejun. Până afară, la cocina porcilor, îi răspunse doamna Herbal. A fătat scroafa peste noapte. Dar tot nu văd. Ce nevoie are de Bardă? Continuă Fern, care nu avea decât 8 ani. Păi, zise mama, un purceluș s-a născut beteag. E slăbănoc și mult mai mic decât ceilalți. Nu o să se leagă nimic de el. Tata se duce să-i facă de petrecanie. Să-i facă de petrecanie? Izbucni Fern. Adică să-l omoare? Doar pentru că e mai mic decât ceilalți. Doamna Herbal puse pe masă o cană de smântână. Nu țipa, Fern. Tata are dreptate. Probabil purcelușul ăsta o să moară oricum. Fern dădu la o parte un scaun care îi stătea în drum și o zbughi afară. Iarba era udă, iar pământul mirosea a primăvară. Până să-l prindă din urmă pe tatăl ei, Fern avea pantofi lioarcă. Te rog eu, nu-l omoră, suspină fetița. Nu e drept. Domnul Herbal se opri din drum. Fern, îi spuse el cu blândețe, va trebui să înveți să te stăpânești. Să mă stăpânesc? Țipă Fern. Aici e vorba de viață și de moarte. Și tu îmi spui să mă stăpânesc. Lacrimile începură să-i curgă pe obraj. Apucă de coada bărzii cu amândouă mâinile și încercă să-i o smulgă tatălui său. Fern, îi spuse domnul Herbal, știu mai bine ca tine cum se cresc purceii. Un purcel beteag o să ne aducă numai necazuri. Hai, șterge de aici. Dar nu-i cinstit! Continuă Fern să strige. Doar nu-i vina purcelușului că s-a născut mai mic. Ce? Eu dacă m-aș fi născut mai mică, m-ai fi omorât și pe mine? Domnul Herbal zâmbi. Cum să fac una ca asta? Răspunse el uitându-se cu dragoste la fetița lui. Dar aici e cu totul altă treabă. O fetiță e una. Un purceluș slăbănoc e alta. Eu nu văd nicio deosebire, insistă Fern, fără să-și ia mâinile de pe Bardă. Asta e cea mai mare nedreptate pe care am auzit-o în viața mea. Pe chipul lui John Herbal se strecură o expresie stranie. Părea că și el e gata să izbucnească în plâns. Atunci bine, spuse el, întoarce-te în casă și o să-ți aduc amărâtul ăla de purcel. O să te las să-l crești cu biberonul ca pe un copilaș, ca să vezi singură cât e de greu să crești un porc. Când domnul Herbal reveni în casă peste o jumătate de oră, ducea sub braț o cutie de carton. Fern era în camera ei să-și schimbe pantofii. Masa din bucătărie era întinsă pentru micul dejun și mirosea a cafea, șuncă prăjită, a tencuială umedă și a fum de la soba de lemne. Pune pe scaun, spuse doamna Herbal. Domnul Herbal așeză cutia pe locul lui Fern. Apoi se duse la chiuvetă, se spălă pe mâini și se șterse cu prosopul. Fern cobora scările agale. Avea ochii roșii de plâns. Când se apropia de locul ei, văzu cutia clătinându-se și auzi un râcâie dinăuntru. Își privi întrebător tatăl. Ridica apoi capacul. Din cutie o privea purcelușul nou născut. Era alb. Lumina dimineții i se filtra roz prin urechi. E al tău, spuse domnul Herbal.
a scăpat de o moarte timpurie. Să mă ierte domnul pentru prostia pe care am făcut-o. Fern nu-și mai putea lua ochii de la purcelul pipernicit. O, șoptia, uitați-vă numai la el. E absolut perfect. Închise cu grijă cutia. Mai întâi își sărută tatăl. Apoi se duse să-și sărute mama. Deschise din nou cutia, scoase purcelușul și își lipi obrazul de el. Chiar atunci intră în bucătărie fratele ei, Avery. Băiețelul avea 10 ani. Era înarmat până în dinți. Într-o mână ducea o pușcă cu aer comprimat. În cealaltă avea un pumnal de lemn. Ce-i ăla? Se interesă el. Ce are forne acolo? Are un musafir la micul dejun, îi spuse doamna Herbal. Spală-te pe mâini și pe față, Avery. Dă să văd, spuse Avery, lăsând pușca jos. Sărăcia aia-i porc la tine. Frumos exemplar, n-am ce zice. Parcă-i un șobolan alb. Spală-te și treci la masă, Avery, îi spuse mama. Într-o jumătate de oră trece autobuzul școlii. Îmi dai și mie un porc, tată? Întrebă Avery. Nu. Nu dau porci decât cui se trezește de vreme, îl anunță domnul Erba. Fern s-a sculat cu noaptea în cap, străduindu-se să alunge nedreptatea din lume. Drept recompensă s-a ales cu un purceluș. E micuț, nu zic, dar e totuși un porc. Asta ne arată ce se poate întâmpla dacă cineva se trezește la timp, la masă. Dar Fern nu putea mânca înainte ca purcelușul ei să sugă un pic de lapte. Doamna Herbal găsi un biberon și o tetină de cauciuc. Umplu biberonul cu lapte cald, îi fixă tetina în gură și îl întinse lui Fern. Dă-i micul dejun, spuse ea. În clipa următoare, Fern se așeză pe dușumea într-un colț al bucătăriei cu bebelușul pe genunchi și îl învăța cum să bea din biberon. Purcelul, cât era el de mic, avea poftă de mâncare și nu i-a trebuit mult să prindă mișcarea. Din șosea se auzi claxonul autobuzului școlii. Fugiți! Îi îndemnă doamna Herbal, luând purcelul din brațele lui Fern și punându-i o gogoașă în mână. Avery își înșfăcă pușca, pescuind din fugă încă o gogoașă. Ieșiră în drum alergând și se urcară în autobuz. Fern nici nu-i băga în seamă pe ceilalți copii. Se uita doar pe fereastră, gândindu-se cât de frumoasă e viața și ce norocoasă era ea să poarte singură de grijă unui purceluș. Până să ajungă la școală, Fern deja găsise un nume pentru noul ei tovarăș. Alesese cel mai frumos nume care îi venise în minte. Îl cheamă Wilbur, șoptia, ca pentru sine. Încă se mai gândea la purcel când învățătoarea o întrebă. Fern, care e capitala statului Pennsylvania? Wilbur, răspunse Fern ca prin vis. Toată clasa a început să chicotească. Fern se făcu roșie ca sfecla.